Nu uitați să aplicați și pe mânuțe! Salut, dragii mei și dragile mele! Perioada zmeurii. Îmi place foarte mult zmeura. Îmi place fiindcă are beneficii foarte mari pentru sănătate. Detoxifiază și purifică. Conține antioxidanți. Este un puternic antioxidant. Întinerește celulele. Și desigur că și măsculiții îmi plac. Și nu vreau ca bronzul să se lipească de mine. Nu vreau să-mi apară pete pigmentare. Cu scop profilactic și mănânc zmeură și mi-aplic zmeură. Masca aceasta foarte simplă din două ingrediente. O puteți să o aplicați și să o faceți. O puteți pregăti foarte ușor la bucătărie. Și îmi place foarte mult. De multe ori vă amintesc în filmulețe că ar fi bine, dacă vreți să vă înălbiți tenul, dacă vreți un efect dublu de la măștile de înălbire, e de dorit ca produsul dat, care îl folosiți pentru înălbirea tenului, să îl folosiți și în interior. Ca de exemplu, dacă vreți, ca de exemplu, zmeura, dacă vreți să o folosiți ca înălbitor, e de dorit și se recomandă ca în timp de vară, în timpul sezonului de zmeură, să folosiți undeva până la 6 kg de zmeură interior. Și aplicând și exterior, veți obține un efect maxim de înălbire. Este foarte aromată, este foarte delicioasă, este foarte gustoasă și de aceea se folosește și pentru sănătatea tenului. Pentru diferite tipuri de ten, pot folosi și cei tineri, și cei mai în vârstă, veți obține rezultate miraculoase. Dar dați să vedem. Nu uitați să aplicați masca pe decolteu, fiindcă multe persoane au pigmentație în zona decolteului, pe gât, la fel, și de jos în sus, pe gât, dar și în zona ochilor. Dar principalul, să nu uitați și pe mânuțe. Fiindcă mâinile, la fel, cer îngrijire. Dați să vedem ce conține masca. Am luat o lingură de zmeură, dați să îndrept aparatul și să dau mai departe. O lingură de masă de zmeură, o pisez bine, bine, bine. Un gustoșel, este făină de naut, puteți să luați făină de fasole, făină de linte, îl preparați la râșniță. Aici am două linguri de ceai. Pentru tenul normal, adăugați făină de hrișcă, pentru un ten acneic combinat gras, adăugați făină de ovăz, care va detoxifia, va purifica și va descongestiona tenul. Iată așa, s-a primit o masă foarte, foarte ușoară, simplă. Aplicați masca timp de 10-15 minute, apoi înlăturați cu infuzie de plante medicinale. Iubesc aceasta, fiindcă eu singură folosesc ceaiurile de plante medicinale și îmi las tot timpul infuzie pentru a înlătura măștile. Pielea devine catifelată, pielea se regenerează, pielea se înălbește și proaspătă, tânără. De o plăcere să o atingi. Nu uitați să aplicați și creme de protecție. Eu voi aplica crema de protecție de la Clap. O cremă foarte plăcută,
O cremă foarte plăcută, foarte blândă. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez și vă doresc zile frumoase. La revedere!